Declarații șocante făcute de tânăra de 18 ani care și-a ucis concubinul cu 30 de ani mai în vârstă, adolescenta poreclită Lolita, le-a spus cu nonșalanță anchetatorilor că și-a ucis iubitul pentru că acesta nu era suficient de tandru. Potrivit datelor din dosar, Lolita și-ar fi premeditat crima. În urmă cu câteva luni, Cristina Răceanu, o tânără de 18 ani din Timișoara, șoca România. Fata și-a ucis cu bestialitate iubitul un afacerist prosper cu 30 de ani mai în vârstă. Declarațiile date de cea poreclită Lolita în fața anchetatorilor sunt de-a dreptul halucinante. Tânăra a recunoscut că a premeditat crima pe motiv că iubitul ei nu era tandru cu ea. Chiar dacă la ultimul termen de judecată din dosar, Cristina Răceanu a declarat că afaceristul o obliga să se prostitueze, în fața procurorilor, tânăra a declarat că a decis să-l omoare pe Dan Ardelean în momentul în care nu a mai simțit afecțiune de la începutul relației. Potrivit rechizitoriului, tânăra era nebună de gelozie și chiar și-ar fi acuzat concubinul care avea o relație incestuoasă cu fica lui tot de 18 ani. Dan Ardelean era un personaj cunoscut al cluburilor din Timișoara și se spunea vântul. Bărbatul a cunoscut-o pe Cristina Răceanu chiar într-un asemenea club pe vremea când Lolita avea doar 16 ani. Fata s-a mutat de atunci cu Ardelean, care era cu 30 de ani mai în vârstă. Afaceristul a avut și probleme cu legea, fiind trimis în judecată în celebrul dosar de cot, minore pentru VIP-uri.